La un clic distanță de faima internațională este povestea pe care o întâlnim tot mai des printre artiștii din lumea muzicală românească. Este și cazul Serenei, care și-a făcut un număr impresionant de fani și în India după ce a lansat în urmă cu 2 ani piesa Safari, care a devenit un hit peste noapte. Artista revine acum cu Magdalena, o piesă care a strâns deja 10.000 de vizualizări, deși a fost lansată doar de câteva zile. Mai multe despre Serena și despre Magdalena aflăm din următorul material. Am să încep și am să dau din casă și am să spun telespectatorilor că după interviu te duci acasă să faci ciorbă. Dar nu orice ciorbă, de legume. A. Fără cărniță. Gătești? Puțină cărniță, da, gătesc. Sunt nevoită să-mi gătesc, pentru că am stat eu sincer și am făcut un calcul. Băi, câți bani pot să dau pe comenzi de mâncare? Mai bine învăț eu frumos să-mi fac mâncărica mea sănătoasă, cu legume, poate de la noi, de la țară. Voiam să te întreb și altceva. Magdalena gătește? Gătește și Magdalena, ocazional. Ei îi place să-și comande mâncare, e mai comodă. Să spunem cine este Magdalena. Magdalena este o închipuire a noastră, este o domnișoară care reprezintă senzualitatea și seducția în adevăratul sens al cuvântului. Este nouul meu single, da, lansat extra, mega, hiper recent. Și, bineînțeles, n-am cum să scot piese dacă nu au ca temă cât de cât dragostea, pentru că despre dragoste este vorba, doar că încerc să o pun în diferite moduri. Eu, de data asta, nu am lucrat nimic la piesă, însă am cântat-o, așa cum am putut eu. Nu ți-ai pus tu, am nici la videoclip, nimic cu amprentă? Nu nici la videoclip, pentru că, slavă Domnului, în ultima perioadă s-au produs așa niște schimbări în bine. Am mai slăbit și eu și deja nu se mai pupau treburile, nu mai arătam ca acolo. Poate oamenii după erau debusolați, nu înțelegeau ce se întâmplă și am preferat să scoatem toate cadrele în care apăream eu, să o păstrăm doar pe fata care apare în videoclip. Care nu este Magdalena, deci ea nu e Magdalena. Nu este Magdalena, dar am putea să ne imaginăm că ea este Magdalena. Cum ești în online activ? Vreau să știu dacă ai TikTok. Am și TikTok. Deci puteți să mă găsiți și pe TikTok și, acum odată cu lansarea piesei Magdalena, vă propun să facem un duet împreună, să cântați cu mine acolo Magdalena, e ceva tare rău de tot, dar intrați pe Serena Oficial și acolo o să vedeți exact ce se întâmplă. Deci vă aștept pe TikTok în număr cât mai mare. După care mergem la Serena să mâncăm o ciorbă. Da, neapărat. Veniți mulțumim. Acum? Și eu vă mulțumesc, vă pup și mă bucur mult că ne-am revăzut. My lipstick seduced you, I also play it too.